Povestește Mircea Cărtărescu într-un recent interviu. Țineți-vă bine! Am trecut și eu bănuiesc, după toate semnele, prin COVID. Nu m-am spitalizat, dar am stat acasă. Am stat acasă foarte izolat în perioada în care m-am simțit rău. Am un prieten foarte bun, un om minunat, care este medic. Unul din cei mai buni medici ai noștri. Când m-am simțit rău, i-am telefonat și i-am spus, uite, am niște simptome, ce să fac? Și el mi-a spus, țineți-vă bine, țineți-vă bine de tot. Și el mi-a spus, mai bine stai acasă. Dacă te duci la spital și n-ai COVID, sigur îl de acolo. Așa mi-a spus el și am ascultat sfatul. Până la urmă, cred că e și foarte bine, pentru că nici ei din familia mea n-au luat această boală. Prin urmare, m-am izolat foarte bine. Am încheiat cetatul. s fi izolat bine, dar de mințit minte prost. Un medic i-a spus așa ceva, ba chiar încă unul foarte bun, ghilimele, citez, unul dintre cei mai buni medici ai noștri, Exclus, minte sfruntat, un medic, cât de cât medic, nu ar spune în vece așa ceva. În funcție de ceea ce i s-ar descrie, un medic, fie și-ar trimite pacientul de urgență la consult, fie l-ar consulta el însuși, în niciun caz nu i-ar spune să stea acasă, în cazul în care ar avea cele mai mici suspiciuni de infecție cu COVID. Peste toate însă, din prima secundă, medicul ar întreba pe pacient dacă are vreun test făcut după care i-ar indica conduita de urmat. Exclus însă să-i spună stai băi acasă. Așa ceva este posibil să audă doar dacă la telefon era administratorul blocului, vecina de deasupra care l-a anunțat că s-a spart o țeavă, Horia Roman Patapievici sau cel mai probabil nu era nimeni.